Consiliul Județean Dâmbovița continuă programul de internship adresat tinerilor care vor să învețe administrație publică. Timp de 3 luni, 6 tineri vor lucra în cadrul celor mai importante direcții și servicii ale Consiliului Județean Dâmbovița. 2 dintre ei vor lucra la Direcția Juridică Contencios Administrarea Patrimoniului, unul la Direcția de Strategii, Programe și Investiții, alți 2 vor merge la Direcția Economică și un tânăr va lucra în cadrul Serviciului Tineret, Sport, Turism, Asociații și Fundații. Anul acesta am reluat programul de internship. Anul trecut a fost prima ediție a programului de internship la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița. Anul acesta este ediția a doua a acestui program de internship și îl vom continua și în anii următori. Vreau să vă povestesc puțin despre anul trecut. După cum bine știți, anul trecut au fost 7 tineri care au lucrat în aparatul propriu al Consiliului Județean Dâmbovița. Din punctul nostru de vedere a fost un real succes acest program al anului 2021. Din cei 7 tineri care au lucrat în aparatul propriu al Consiliului Județean Dâmbovița în programul de internship, 6 dintre aceștia și-au găsit loc de muncă în județul Dâmbovița, 4 lucrează chiar în administrația publică în județul Dâmbovița, 2 dintre ei lucrează în mediul privat. Din punctul nostru de vedere, această experiență de 3 luni de zile a fost benefică în primul rând pentru tinerii care au accesat acest program la nivelul județului Dâmbovița și în ultimul rând pentru administrația publică județeană. Anul acesta am redeschis programul de internship, am avut 18 tineri care au depus dosarele de candidatură la nivelul acestui program. Dintre acești tineri, 6 au fost eligibili și au câștigat procedura de selecție pentru a începe activitatea în cadrul Consiliului Județean Dâmbovița. Din cele 18 dosare care au fost depuse, din cei 18 tineri care au depus dosare la nivelul programului de internship, după cum am spus, 6 au fost eligibili și vor lucra alături de noi în următoare perioadă de 3 luni. 2 dintre ei vor lucra la Direcția Juridică și Administrarea Patrimoniului, unul la Direcția de Strategii, Programe și Investiții, 2 colegi vor lucra la Direcția Economică și un coleg la Direcția de Administrare a Patrimoniului la Serviciul de Tineret, Sport, Turism și Asociații și Fundații. Eu vreau să le urez celor 6 tineri mult succes. Le-am spus și mai devreme, le spun și astăzi și le voi spune și în perioada următoare, au ocazia să lucreze în cea mai importantă instituție din județul Dâmbovița, adică în Consiliul Județean Dâmbovița. Și în ultimul rând este și pentru noi un lucru benefic pentru administrația publică județeană, pentru că vin alături de noi cu o mentalitate nouă și, în ultimul rând, așteptăm de la ei să vină și cu propuneri pentru a schimba, alături de noi, bineînțeles, administrația publică locală și județeană.